Curtea Constituțională a României a decis șpaga pentru altul încalcă Constituția României. Legea privind prevenirea și combaterea corupției se va întoarce în Parlament pentru punerea în acord cu decizia instanței constituționale. 15 inițiatori și-au pus semnătura pe propunerea de modificare a legii. Printre acestea se află și Andreea Cosma, fica fostului baron de Prahova, Mircea Cosma, acuzat de fapte de corupție. Cea mai controversată modificare la lege propune ca în cazul în care o persoană intermediază omită, fapta penală să nu mai existe. Este absurd să presupunem faptul că o persoană comită astfel de infracțiune, fără niciun fel de interes ori beneficiu personal, doar pentru a aduce foloase necuvenite unei terțe persoane, a arătat deputatul Cătălin Rădulescu în expunerea de motive a modificării legislative. În forma actuală, legea pedepsește mita indiferent dacă a fost sau nu intermediată, cu închisoare de la 1 la 5 ani.